Chiar dacă a început cu stângul, sezonul acesta se anunță spectaculos pe final. În prima săptămână din septembrie, gradul de ocupare la unele hoteluri este deja de 100%, însă aglomerat va fi chiar și după 20 septembrie. Hotelierii spun că numărul rezervărilor de sejururi în stațiunile de pe litoral românesc pentru luna septembrie s-a dublat față de aceeași perioadă anului trecut. Se anunță foarte bun din punct de vedere al ocupării hotelurilor. Deja ne aflăm undeva la peste 50% grad de ocupare pentru prima jumătate a lunii septembrie. Este o tendință care se menține, pe care am văzut-o prezentă în ultimii ani și se menține și anul acesta, evident cu excepția anului trecut. Tocmai de aceea înregistrăm o creștere în fiecare an a cererii în perioada asta, acum aflându-ne undeva la 50% peste ce era anul trecut în aceeași perioadă. Odată ce înaintăm spre toamnă și tarifele încep să scadă, începând din 15 august, prețurile deja se modifică, iar la început de septembrie, când începe litoralul pentru toți, vor ajunge la nivelul celor din debutul sezonului, astfel o cameră dublă în sudul litoralului va putea fi închiriată și cu 85 de lei pe noapte. În nordul litoralului, la Mamaia, o noapte de cazare pentru două persoane la un hotel de 3 stele fără mic dejun ajunge la puțin peste 100 de lei. Pentru anul acesta, momentan la începutul lunii, suntem ocupați 50%. Urmând ca de la jumătatea lunii să avem nu doar familii, cât și evenimente corporate, conferință, team building. Rezervările vin în număr cât mai mare față de anul trecut și avem și tarife ce pornesc de la 330 de lei pe noapte cu cazare cu mic dejun în prima jumătate a lunii, iar în a doua jumătate a lunii tarifele scad la 230 de lei pe noapte cazare cu mic dejun. În septembrie anul trecut am închis destul de devreme, ca să spunem că era incertitudinea, ca să zic, cu școlile și cu pandemia, cu tot. Dar anul acesta este undeva 60%, peste anul trecut. Turiștii recunosc că reducerea prețurilor la început de septembrie este o decizie foarte bună, venită din partea hotelierilor, care va permite și familiilor cu venituri modeste să se bucure de mare. Chiar și noi am fost în luna septembrie și mi s-a părut cea mai bună perioadă și ca prețuri, dar și ca aglomerație, așa, mult mai lejer, mult mai... Și chiar este programul ăsta, litoralul pentru toți, și cel din septembrie, eu cred că este binevenit, dar trebuie să meargă în continuare. Programul Litoralul pentru Toți debutează pe 5 septembrie, iar reducerile ajung până la 70% în comparație cu tarifele din luna august.